Ok, whatever. Salutare tuturor! Sper că ați făcut progres mult. Deci, prezentarea asta specifică o să vă spună cum ar trebui să mâine să faceți prezentările video și, în genere, cum va fi pitching-ul și sesiunea de întrebări. Eu mă numesc Roman Gluc, încă doar pentru cei care nu mă cunosc. Eu sunt product owner la compania Pentalog. Sunt public speaking mentor deja de 5 ani și sunt UX designer. Deci, care sunt lucrurile cheie care voi trebuie să le știți când vă pregătiți un pitch pentru un hackathon ca Startup Weekend? Deci, trebuie cel mai important să știți care este scopul proiectului dumneavoastră, pentru că dacă voi nu știți care este scopul proiectului dumneavoastră, o să aveți probleme la prezentare, la formularea ideii de prezentare și la răspunsul de întrebări în cadrul pitching-ului. Trebuie să aveți grijă foarte mare de timp. Voi aveți doar 3 minute. Voi preînregistrați pitching-ul vostru, dar totuși 3 minute este foarte puțin și în 3 minute voi trebuie să băgați foarte multe informații consistente și clare. Și voi trebuie să aveți grijă foarte atent de asta. Și oricum o să aveți sesiunea live de întrebări și acolo trebuie să țineți cont de timp. Și o să atragem atenție puțin mai târziu, deci acolo trebuie să fiți mai atenți. Și ultimul lucru este prezentările voastre, chiar dacă sunt prezentări tehnice și reprezintă un business, ele trebuie să fie o istorie, pentru că istoriile sunt mult mai ușor consumate de oamenii care vă ascultă. Și prezentarea trebuie să fie făcută de persoana din echipă care are abilitățile. Deci, pentru că nu întotdeauna persoana care este fondatorul echipei sau este CEO, ca tare ar trebui să prezinte. Ar trebui să prezinte persoana care știe să vorbească bine, care știe să prezinte coerent ideile și care are, în cadrul acestui concurs, limba engleză foarte bună, pentru că este important să fiți înțeleși. Care, deci, este structura de bază a unui pitch? De bază sunt 10 slide-uri care noi o să acoperim în prezentarea asta, dar ea poate fi variată în dependență de proiectul dumneavoastră sau de careva condiții care pot să apară în cadrul concursului. Deci, prima, intro slide. El trebuie să fie super simplist și nu trebuie să conțină doar trei lucruri. Primul este un logo. Dacă nu aveți logo, puteți scrie și o denumire a echipei. Asta este tot fine. Asta este Startup Weekend. Nimeni nu atrage prea multă atenție la design ce ține de logo. Dacă aveți un timp de un logo, să-l faceți, e super, e fine, dar cel puțin denumirea trebuie să fie a proiectului și ar fi foarte bine să aveți sloganul proiectul dumneavoastră, adică We solve problems for humans from Africa, sau ceva de genul. Sau We bring simple solutions to complicated markets. Deci, sloganul trebuie să fie foarte simplu, descriptiv și ușor de înțeles. Al doilea slide, cel mai important slide din oricare prezentare, este problema. Problema, de ce este cel mai important? Pentru că dacă oamenii înțeleg care este problema, lor o să le fie mult mai ușor să înțeleagă despre ce este ideea voastră de business, startup-ul vostru, proiectul vostru. Deci, problema trebuie să aibă următoarele componente. Ea trebuie să fie exact doar o singură frază. Nu trebuie să vă duceți în prea multe explicații, că este greu și să cheltuiți jumătate din timpul valabil doar ca să explicați problema. Toate problemele pot fi explicate printr-o singură frază. Dacă aveți nevoie de ajutor cu asta, puteți să mă chemați, mai sunt programări pentru mâine sau puteți pur și simplu să-mi scrieți în Discord să vă ajut probabil cu formularea problemei. Problema trebuie să aibă obligatoriu cifre. Dacă voi pregătiți un proiect pentru, de exemplu, educație și voi spuneți că profesorii din Republica Moldova nu sunt pregătiți să predea online. Ok, asta sună ca o problemă, dar noi nu înțelegem cât ea este de mare. Dacă noi spunem că, nu știu, 5.000 de profesori din Republica Moldova nu sunt pregătiți să predea online. Ok, asta sună o leacă mai major și noi puțin începem să înțelegem, dar când noi spunem că 5.000 de profesori din Republica Moldova, care reprezintă 80% din toți profesorii din Republica Moldova, nu sunt pregătiți să predea online. Noi înțelegem cât este, de fapt, de mare problemă, că dacă noi înțelegem 80%, asta e mult, prea mult. Deci, și ultima este emoția. O problemă trebuie să fie foarte emoțională. Ea trebuie să se regăsească în oamenilor care voi le spuneți. Pentru că dacă dați pur și simplu ca un robot acest mesaj de problemă, oamenii nu o să vă creadă că asta este o problemă reală. Deci încercați să transmiteți și emoțiile când voi enunțați problema. Mai dacă ceva vorbești, la tine mute.
Da, dacă îmi permiți, te rog, doar să spun participanților că dacă cineva vrea să dea o întrebare, ridică mâna. Este aici mânuța prima și ridică mâna. Dacă vrea să adauge un comentariu, adaugă comentariu pentru a-l aborda pe Roman. Și, independent cum ridicați mâna, el vede prioritate și vă răspunde. Adică să nu întrerupeți așa cum eu, spre exemplu, dar și să fiți activi în timpul discuției, ca să fie totuși discuție și trebuie răspunsuri, nu doar, adică, mă rog, Roman, să înțeleagă că voi înțelegeți despre ce el vorbește. Apropo, aici este chat, așa că puteți să scrieți o întrebare și da, acolo. Da, despre acest chat și vorbesc. Ok, super. Eu urmăresc și chat-ul, eu sunt în dreapta mea, așa că o să văd dacă puneți o întrebare. Deci, la probleme sunt de careva întrebări. Ca să reiterez, problema trebuie să fie super scurtă. O singură frază, cu cifre concrete și cu emoții. Dacă spuneți asta, voi aveți nevoie de fix 10-15 secunde maxim la site-ul de probleme. Nu mai mult și nici mai puțin. După ce ați enunțat problema, următoarea vine soluția. Deci, ați enunțat problema, iată a venit echipa noastră cu soluție. Deci, ce trebuie aici să spuneți la site-ul ăsta? Trebuie să fiți foarte specifici cum soluția voastră rezolvă problema curentă. Dacă voi spuneți, pentru cei 5.000 de profesori, noi o să cumpărăm 5.000 de laptopuri împreună cu microfoane de calitate și o să avem ca parteneri Orange ca să ne furnizeze internet profesorilor, nu contează unde sunt. Deci asta e fost foarte concret și foarte on point și noi înțelegem cât de ușor va fi rezolvată problema cu aceste resurse. Trebuie să explicați care sunt features la soluția voastră, pentru că am văzut mai multe proiecte interesante, deci voi aveți careva features specifice pentru proiectele voastre, cum voi vă diferențiați sau care este selling point, unique selling point la proiectele voastre. Este bine să enumerați cel maxim 3 point-uri și gata, cele mai importante. Nu trebuie să enumerați dacă sunteți un serviciu careva, să enumerați toate 50 de servicii care voi puteți să le oferiți. Enumerați doar 1, 2, maxim 3 care voi le puteți să le furnizați acum. Și iarăși este foarte important să arătați emoțiile pentru această parte. Ca oamenii să creadă că vouă vă pasă de soluția, voi sunteți like on fire pentru această soluție și sunteți gata să lucrați ca să aduceți până la cap. La soluție sunt întrebări? Okay. Nu, mersi. Parcă nu sunt întrebări. Ok, super. Dacă nu vorbiți, vă rog să puneți pe mute ca să nu avem cumva sunete de pe background să apară. Ok, next. Market. Deci, marketul descrie, de fapt, cine este cumpărătorul vostru sau cine este consumatorul aplicației voastre. Deci, aici trebuie să fiți foarte specifici vârstă, sex, regiune, toate criteriile care descriu foarte bine target audience-ul vostru, ele trebuie să fie enunțate în partea asta. Nu spuneți niciodată că target audience-ul vostru sunt oamenii de la 18 până la 60 de ani. Asta este un pic incorrect pentru că sunt diferite vârste și ele se abordează diferit. Dacă voi aveți mai multe, dacă target audience-ul vostru este larg, segmentați-l pe una, două sau trei grupe și în prezentare vorbiți doar despre una sau două maxim. Pentru că foarte bine știm că startup-urile nu au resurse multe și deci nu poate să abordeze un auditoriu mare din start. Alegeți o singură sau două segmente din toată auditoria voastră posibilă și descrieți cine sunt, unde se află, care este vârsta lor, cât mai specifică va fi informația, cu atât juriul va crede pe voi că vă știți despre ce vorbiți. Și, desigur, trebuie să spuneți niște cifre concrete. Cât este de mare auditoriul vostru, unde se află și cât el costă. Dacă voi spuneți că noi adresăm un market mare de Europa, asta nu este descriptiv. Voi trebuie să spuneți că noi adresăm un market care este evaluat la 15 miliarde de dolari anual. Și atunci noi înțelegem cât este de mare, de fapt, marketul pentru produsul, pentru soluția pe care voi ați adus-o. Next, business model. Aici tot trebuie să fie relativ foarte simplu.
Denunțați care este tipul de business model. It's a B2B, business to business, it's a B2C, business to consumer, it's a maybe a B2B2C, business to business to consumer. Sau maybe it's business for government. Nu prea aștept acest model, dar oricum, dacă există, la cineva poftim. Ai următorul trebuie să indicați care sunt revenue streams, adică cum faceți voi bani. Marea majoritate din noi vedem subscription system sau aveți one-time payment. Astea sunt cele mai generale. Aici trebuie să indicați deci, cum voi veți face bani cu produsul vostru. De asemenea, dacă, de exemplu, sunteți un proiect de binefacere, chiar asta un fel este un fel de social business, dar banii oricum de undeva trebuie să ia, să vină, deci voi puteți să spuneți că vin din granturi. Și dacă spuneți că vin din granturi, trebuie să fiți foarte specifici de unde, din care granturi, pentru că terminul grant este un termen foarte vag. Și dacă spuneți că sunt granturi din European Council, anume pentru proiecte de acest tip și este, nu este relativ greu să obții, ca juriul să înțeleagă de unde voi să aveți bani. Și cât costă, desigur, cât este costul estimat al produsului, soluției voastre, serviciul oferit de dumneavoastră. Înțelegem foarte bine că prețul nu este aproape de real, dar încercați să estimați cât de aproape posibil cum cât ar costa produsul sau serviciul dumneavoastră oferit. Прошу прощения, Роман, есть ли у нас какой-то диапазон стоимости, то есть лимит какой-то? Нет. Вот иду. Нет, спасибо. Нет, я не могу вам поставить лимит на диапазон стоимости вашей услуги, потому что это ваш бизнес. Нет, ну я думала, может быть, участие в проекте, как бы оно подразумевает какой-то... Спасибо, хорошо. Окей, идем дальше. Котидам, речь компетиторий. Cel mai rău lucru să spui la slide-ul ăsta, că voi nu aveți competition. Deci, noi întotdeauna avem competiție, nu contează, este directă sau indirectă. Un restaurant are competiție, de exemplu, cel mai clasic este exemplul restaurantului, pentru că el are competiție, competitori direct și indirect. Direct ar fi alte restaurante sau alte localuri care oferă mâncare. Competitori indirecți vor fi magazinele care vând mâncare gata făcut, asta sunt vending machines, asta sunt persoanele care fac livrare acasă. Deci, competitori sunt mereu, doar trebuie să fiți foarte specifici cine sunt și să indicați. De dorit numele. Dacă să aveți competitori direct, ar fi bine să indicați cine sunt, care sunt numele lor, ca juriul să înțeleagă unde aproximativ voi vă aflați. Desigur, trebuie să vă comparați voi cu ei cum, și în acest context vă trebuie să spuneți cum voi sunteți mai buni decât competitorii dumneavoastră. Trebuie să alegeți o axă sau un criteriu pe care voi vă simțiți că sunteți mai buni decât alții. Și asta, de fapt, era punctul numărul 3. Este foarte bine să vă comparați maxim pe unul sau două puncte, adică dacă ne întoarcem la slide-ul cu soluții, voi deci aveți features voastre, și aceste features, de regulă, și sunt acele puncte cu care voi vă arătați că voi sunteți mai buni decât alții. La competitori sunt întrebări? У меня есть вопрос, да. Да. Конкуренты на рынке, конкретно на который ты предлагаешь свой проект, правильно? Да, 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 именно. Спасибо. Можно упомянуть интернациональных, но в первую очередь нужно упомянуть тех, кто на рынке, куда вы идете. Кристина, то мисс Парка, я интервали? Ну, окей. Next, go-to-market strategy. Asta, de fapt, înseamnă cum voi intrați pe piață. Ca să înțelegem care sunt primii voștri pași de a intra pe piață. De regulă, aici ar trebui să aveți cel mult 3 puncte cum voi să intrați pe piață. Asta va fi promovare online. Ok, astăzi, de fapt, dacă tu spui, tot se promovează online, deci voi menționați asta, dar spuneți că desigur că noi ne vom promova online, dar în afară de asta, și deja voi spuneți cum voi veți promova. Puteți să spuneți că noi vom cumpăra, nu știu, locuri, vom fi parteneri la conferințe, vom apărea la televiziunea locală, vom colabora cu diferiți influenceri din domeniu, dacă vorbiți de un proiect de medicină, noi vom colabora cu diferiți YouTuberi sau Instagrameri care sunt populari pentru medici. Sau ne vom duce în conferințe internaționale care se lucrează pe acest domeniu ca să ne promovăm acolo.
Ну или договориться с государством. Нет, пожалуйста, не надо. Хорошо. Next. Требуется фиц парти специфич, но iarăși, evitați să fiți vagi în prezentări, pentru că dacă voi dați o informație foarte vagă și nedescriptivă, juriul o să vă întrebe, o să se întoarcă la această întrebare și o să vă ceară să concretizați și atunci vă pierdeți timp foarte valoros. Și ca ultima trebuie să explicați de ce anume aceste strategii sunt cele mai bune pentru voi și nu altele. Validation and traction. Eu înțeleg bine că în cadrul startup weekend-ului este greu să validez, să arăți că este ceva mișcare. De regulă, traction înseamnă că deja ați primit bani sau aveți primit clienți sau ceva de genul. Dacă voi aveți cumva primit clienți în cadrul la startup weekend, cătarea asta de regulă înseamnă foarte mult că deja ați câștigat aproape. Dar în condițiile mai clasice, cum arată validation traction? Voi trebuie să demonstrați că ați făcut research-ul pe problema dată, voi aveți cifre reale, cât de mare este problema asta, de unde aveți aceste date. Dacă ați făcut interviuri cu persoane care au această problemă și i-ați ascultat, ei spun, da, noi avem nevoie de o soluție și noi suntem gata să plătim pentru asta bani. Trebuie să furnizați cifre concrete cu tot ce spuneți, iarăși evitați ceva informații generale fără a aproviziona niște cifre la asta. Și dacă totuși în aceste 54 de ore voi aveți un careva achievement, ar fi foarte bine să-l enunțați. Dacă voi ați avut, nu știu, un parteneriat discutat cu o companie careva care va fi primul vostru client, sau ați avut o conversație cu niște potențiali mentori pentru proiect care o să continue să vă ajute după startup weekend. La validation și traction sunt întrebări? Parcă nu, continuăm. Echipa. La echipă, totul este foarte scurt. Trebuie să aveți fotografii cu zâmbete pe față. Vă rog foarte insistent să nu puneți poze cu feții posomorâte care n-au dormit noaptea. Găsiți o fotografie zâmbind, fiecare membru al echipei să zâmbească, să aibă dispoziție bună pe fotografie. De regulă, eu aici recomand să fie o fotografie colectivă, dar în condițiile când noi suntem în carantină, asta cam nu este prea posibil. Scrieți experiența echipei. Ce eu observ, că mai ales că voi aveți trăit doar 3 minute, voi nu aveți timp să explicați cine și cu ce se ocupă și de cât timp și încă mai ales cum îi cheamă. În așa condiții este foarte simplu, puteți să spuneți că dacă voi aveți un proiect de educație, deci la voi în experience, trebuie să sune: Avem în echipa noastră persoane cu experiență în educație deja de 30 de ani, avem developer cu experiență de 15 ani și avem un designer de 10 ani. Gata, asta e tot ce trebuie să spuneți în cadrul acestui slide. Și desigur foto frumoase cu fețele dumneavoastră zâmbind. Și ar fi bine să sună de ce voi o să reușiți ca echipă să elaborați sau să spuneți acest proiect, să-l faceți până la capăt. Ultimul slide este demo. Demo are foarte, foarte simplu, deci trebuie să demonstreze ce face aplicația voastră, proiectul vostru, soluția voastră tehnică, hardware, whatever it is, trebuie să demonstrați ce face. Eu recomand să faceți screenshot-uri de aplicații, pentru că experiența spune foarte des că dacă un produs a fost făcut la hackathon și oamenii încearcă să-l demonstreze live, foarte des ceva nu merge după plan și se pierde timp valoros. În considerați că la voi o să fie totuși video, voi puteți încerca să faceți mai câteva take-uri, dar o să aveți nevoie atunci de editare, să arătați cum lucrează aplicația voastră, deci voi aveți o șansă unică să demonstrați că da, totuși ceva lucrează mai bine. Și să furnizați comentarii la aplicație când voi faceți mișcări sau arătați un screenshot, pentru că dacă voi nu explicați ce se întâmplă pe ecran sau ce se arată pe ecran, oamenii nu au timpul să-și dea seama de fapt ce reprezintă fotografia la demo-ul vostru. Deci asta au fost cele 10 slide-uri, acum noi o să vorbim foarte scurt despre speaker. De regulă eu am un modul separat pentru speaker și acolo e o întreagă oră separată cum poți fi un speaker bun. Noi aici o să dăm o formă foarte, foarte, foarte redusă,
ca să nu, ca să ne încadrăm în timp și să nu vă iau din tipul vostru de lucru. Cel mai important, zâmbiți. Dacă voi faceți cumva filmare și la ecran unde faceți demonstrații, dar faceți și video la fața dumneavoastră, vă rog să zâmbiți. Că asta foarte bine predispune oamenii să aibă o dispoziție bună când priesc la voi. Arătați pasiune în voce, în mișcare, în modul cum expuneți gândurile, pentru că la final noi credem în ideile care se văd că oamenii vor să le facă. Un lucru care foarte des se vede pe scenă este când omul iese pe scenă, el se simte sfiat de faptul că el e pe scenă și iată, este o întreagă sală de oameni deștepți. De fapt, nu e așa, pentru că dumneavoastră sunteți persoana care a venit cu ideea, voi ați ieșit pe scenă și voi aveți curajul să o demonstrați. Voi sunteți experți pe domeniu, deci nu aveți de ce să vă sfiați, să vă jenați. Voi trebuie să vă simțiți că tare, că aveți putere și trebuie să acum să demonstrați că da, eu sunt expertul și iată, eu am venit cu soluția mea. Despre slide-uri, dacă voi, deci în mare parte, cred că oricum o parte din video-ul vostru o să fie slide-urile. Câteva reguli simple. Sunt două tipuri de slide-uri. Sunt slide-uri foarte fancy și frumoase. Startup weekend și pitching-urile nu sunt despre asta. Ele sunt despre slide-uri care pur și simplu lucrează. Cu cât mai puțin text aveți pe ele, cu atât mai bine o să lucrează. O să lucreze slide-urile pentru voi. Deci asta este cel mai des cum se prezintă careva informații pe slide. Aici sunt nouă cuvinte și ei spun că avem nevoie de 10 milioane de euro ca să reparăm damages. Cum putem să scurtăm acest text? Noi putem să scurtăm așa. De la 9 cuvinte am ajuns până la 4 cuvinte, 10 milioane de euro for damages. Dar de fapt cea mai bună soluție este pur și simplu să puneți cifra în față și să vorbiți despre ea. Pentru că slide-urile sunt doar ca să vă ajute pe voi să expuneți gândurile voastre. După cum ați observat, la mine pe slide-uri aproape nu este nimic. Marea majoritate timpului eu vorbesc. Și slide-urile doar mă ajută să vă țin pe voi pe unde noi ne aflăm și despre ce noi acum vorbim. Fontul trebuie să fie ușor de citit, nu vă complicați cu ceva greu. În niciun caz, vă rog, nu folosiți Comic Sans. Font size trebuie să fie mare, destul de mare, ca să fie vizibil. În cazul dat, voi demonstrați tot prin video, așa că nu trebuie să vă complicați, dar recomand, iată, iată așa, size-ul ăsta este destul de mare, independent de sigur câte cuvinte voi aveți pe slide. Slide-urile trebuie să fie cât mai simple posibile. Ei doar trebuie, iarăși reiterez, să vă ajute să povestiți despre ideea voastră și nu să-i atragă atenție, pentru că când voi puneți în fața unui om mult text, noi intuitiv începem să-l citim și stopăm să vă ascultăm pe voi, pe speaker. Deci nu puneți prea mult text pe slide-uri. Asta este ca un fel de golden standard, cel mult 6 cuvinte pe slide, cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Eu înțeleg că uneori trebuie puțin mai multe cuvinte și asta este ok, dar dacă voi încercați să vă încadrați în acest golden standard de 6 cuvinte pe slide, o să fie tot fain. Bullet point-urile, dacă ați observat, eu chiar și dacă le am, eu le prezint unul după altul. Nu încercați odată să băgați 3 bullet point-uri, pentru că asta iarăși distrage atenția la persoanele care vă uită. Ca să vă explic, eu nici nu utilizez animația, pentru că eu de regulă fac ultimul slide și pe urmă îl copiez și șterg textul care trebuie să apară în concordanță. De ce eu asta fac? Decât în faptul că eu sunt un tech guy. Din experiență eu am înțeles că cel mai bine ca prezentările să fie super simple și fără animații, pentru că în caz dacă voi trebuie să exportați prezentarea voastră, uneori asta este PDF, uneori asta este un alt calculator și poate să fie o problemă mare dacă sunt animații sau ceva de genul. Deci, în așa condiții, eu evit oricare potențială problemă cu slide-urile mele și eu sunt sigur că eu o lucrez în fiecare situație. Asta probabil nu este cazul în cadrul acestui hackathon, pentru că o să prezentați și o să filmați de pe mașinile voastre, dar când voi faceți o prezentare live, eu recomand să vă abțineți de la animații în prezentările voastre. Mai multe imagini. 80% din toată populația planetei sunt persoane care consumă informația vizual, deci este foarte bine să utilizați imaginile în conversația voastră pe slide-uri.
repetați textul, repetați prezentarea voastră și chiar dacă faceți o filmare, înainte ca să începeți să faceți filmarea, treceți peste prezentarea voastră cel puțin de vreo 5 sau 10 ori, ca voi să vă simțiți confortabil. Pentru că dacă voi încercați deodată să faceți filmarea și să faceți și prezentarea, eu vă asigur că voi să reîncepeți prezentarea aceea de vreo 10 sau 20 de ori. Aceasta e normal, pentru că eu repet prezentările mele de vreo 20-30 de ori înainte să ies pe scenă. Deci este destul de normal că voi să aveți vreo 10-20 de ori să repetați, să încercați să repetați prezentarea voastră. Voi puteți să faceți pe telefon, să vă scrieți planul prezentării voastre despre ce trebuie să vorbiți, cu niște notițe foarte scurte, și asta poate să vă ajute din motiv că voi faceți o filmare. Ceriți un feedback, puteți să-mi ceriți mie feedback, puteți să-mi aruncați prezentarea mâine până la vreo orele 12, eu voi fi valabil și puteți să-mi trimiteți prezentarea. După, probabil, o să mai am ceva timp, dar până la orele 2 voi trebuie să uploadați prezentările voastre, videourile voastre. Deci, dacă vreți un careva feedback, vă rog, până mâine să-mi trimiteți prezentarea și eu poate să vă dau un careva feedback la ele. Asta este ceea ce eu recomand când voi ieșiți pe scenă, dar în același timp voi oricum puteți să faceți asta acasă, ca să vă simțiți mai confortabil în fața camerei sau pe scenă. Este așa un trick care se numește power position. Deci voi stați în poziția asta, este ca de superwoman position. Deci dacă voi stați așa, s-a demonstrat prin studii științifice că se ridică nivelul de testosteron în sânge și noi ne simțim o leacă mai încrezuți în noi, ceea ce este foarte bine. Trebuie stați așa vreo 2-3 minute și va fi un rezultat foarte benefic pentru voi. Trickiest part of the pitch. Toți oamenii cred că cea mai grea parte a unui pitch este pitching-ul. Asta este pe jumătate adevărat. A doua cea mai grea parte și este la fel de grea este răspunsul la întrebări de la juriu. Voi veți avea doar, mi se pare că 2 minute pentru a răspunde la întrebările juriului. Scopul vostru este să răspundeți în acele 2 minute la cât mai multe întrebări este posibil. Evitați să intrați în detalii pentru că nobody cares about details. Trebuie să dați niște răspunsuri foarte clare și scurte la întrebările juriului. De ce? Pentru că în așa caz voi să aveți posibilitatea să răspundeți la mai multe întrebări și juriul va avea mai multă încredere în soluția voastră. Dacă voi nu aveți răspuns la întrebarea voastră, voi puteți foarte cinstit să spuneți: eu nu am răspuns la această întrebare la moment, dar pot să vă dau un răspuns în jumătate de oră pentru că necesită de o concretizare din partea echipei tehnice sau ceva de genul. Deci, ce eu fac când eu pregătesc pe cineva sau eu mă pregătesc de un pitch? Eu scot toată lista de întrebări incomode pentru startup-ul meu sau pentru pitch-ul meu. Și eu trebuie să mă pregătesc cu răspunsuri pentru să am un răspuns pentru oricare din aceste întrebări dificile. Ca eu să nu pierd timp pe scenă și să par că eu știu despre ce vorbesc. Deci recomand să vă pregătesc cu astfel. Și iarăși, nu intrați în detalii. Nimeni nu cere detalii. Trebuie să fie un răspuns clar și scurt. Backup slides. Deci, slide-urile care eu le-am demonstrat sunt cele 10 slide-uri care ar trebui să le aveți. Poate nu pe toate, dar majoritatea din ele trebuie să fie prezente în prezentările voastre. Dar este o practică foarte bună să vă pregătiți și să adăugați câteva slide-uri extra în prezentările voastre. Poate să le prezentați chiar în prezentările voastre video. De exemplu, voi aveți un milestone system, deci voi știți unde se va duce proiectul vostru peste un an, doi ani, trei ani și știți ce anume scopuri trebuie să atingeți. Sau pe backup slides de regulă încă se notează ce fel de ajutor aveți nevoie. Ca de exemplu, aveți nevoie de bani, aveți nevoie de mentori, aveți nevoie de advisors, aveți nevoie de parteneriate. Deci pe aceste slide-uri voi puteți să băgați informații auxiliare care poate să vă ajute la prezentare. Asta este relevant și pentru video, dar și pentru prezentări live. Asta e ca o repetare, nu faceți live demo demonstration. Eu știu că voi filmați video, dar pe viitor, când o să participați la următorul hackathon sau prezentare, nu vă recomand să faceți un live la ceva ce a fost făcut în 54 de ore, pentru că am văzut din nenumărate ori cum se face un fail mare pe scenă și se pierde jumătate din timp din prezentare doar pentru că au vrut să arate ceva live.
Evitați animațiile video și sunet și întotdeauna testați prezentările voastre, mai ales pentru pitch. Iarăși aveți luxul că faceți o filmare video și puteți să faceți câte dublări aveți nevoie, dar în versiunea live este bine să evitați aceste lucruri. Eu o să vă dau link la această prezentare, o să vă las să vă priviți acest video sinistător. Asta este ca un fel de recomandare scurtă, cum să vă simțiți mai confortabil pe scenă și cum să evitați emoțiile prea mari pe scenă. Asta este tot. Aveți întrebări? Да, когда нам нужно подготовить презентацию? Насколько мне известно, презентации должны быть сданы до 2 часов дня. Ирина, можешь помочь, пожалуйста, ответить на этот вопрос? Да, до 2 часов дня мы после этой сессии вам пришлем ссылку, куда вы должны скинуть ссылку с вашим видео. Также я вижу в комментариях вопрос, что программа «Фачем видео» у Кристины Вирски. Поцел фач де по телефон. Dacă dorești să adaugi ceva sau ai ceva slide-uri și vrei să le faci, poți să accesezi belive.tv sau la fel Zoom și aici este recording. Acum și o să dau link-uri. Okay. Și încă o întrebare mai am. Prezentarea asta de pe Google trebuie salvată, scrie ce pe slide, pe slide scrie make sure to install the... No. Copy to the deck. I mean, nu am opțiunea, mă pricep. Trebuie să o salvez pe calculator la mine. Care prezentare care am făcut-o? Nu. Este aici un template cu link-ul care l-am pus în chat. Sau cum ajung, sau o să facem prezentarea în... Da. Ирина, поți să spui care este cheia acestui deck? Ce trebuie să ajute? Cuș, încearcă să văd. Asta e o versiune, asta e ca un fel de versiune. Este o formă de template pentru prezentări. Aha. Dar asta la care pe care am văzut noi acum, o să fie available? Adică mi se pare mult mai simplu? Da, eu o să fac share, eu o să transmit chiar acum acest link la Irina și Irina va distribui. Eu chiar acum fac share. Da, poți să faci chiar și aici în comentarii, după care eu îl voi lua și... Super! Mulțumim tare! Da, am făcut share și... Ирина, să distribuiți, rog, acest link și în Discord sau unde este nevoie. Am luat link-ul. Da. Ok. Alte întrebări? Да, у меня такой вопрос. Когда будет непосредственно сам pitch? Care este schedule pentru mâine? Значит, программа следующая. В 10 утра будет опять чекпоинт. Так что подключитесь. Высылали вам mail, и там есть ссылка на утренний чекпоинт. До 2 часов вы должны будете прислать ваше видео с питчем. Мы его будем обсуждать. Эти питчи будут идти в лайв-трансляции вечером в 5 или 6, если я не ошибаюсь. Ирина, я прошу прощения, мы должны сами записать себя, как мы пичем, и отправить вам видео, да? Ага, с презентацией слайда в том числе, то есть мы пичем, и слайд показывается, да, и мы его презентацию делаем. Да, это, конечно, было бы намного лучше, это было бы очень удобно. То есть и слайд, который я выслала, я прислала здесь в комментарии BeLive. Там на сайте возможно шерить скрин и пичить одновременно, и это все записать себе в компьютер. То есть там есть опция рекординга. Если у кого-то нету презентации... Что? С телефона тоже можно это все сделать? Не обязательно. Да, если у вас нету презентации, вам просто нужно 3 минуты говорить, тогда вы можете записать даже с телефона.
Нет, а если есть презентации, то я могу стоять напротив компьютера, допустим, показывать на компьютере и, ну, запись. Лучше делать запись экрана и с аудио через микрофон пустить, и это будет гораздо лучше. Хорошо, спасибо. Попробуйте все-таки BeLive, там очень удобно. То есть видно и вас, и вы одновременно можете показать свои слайды. Ага, хорошо, спасибо. Да, если у вас будут какие-то непонимания и вопросы по тому, как пользоваться BeLive, можете мне написать, и я вам помогу. Формат, который там сохраняется в программе BeLive, он подходит для вас, чтобы отправить, и вы сможете его открыть, и все нормально, да? Ну, это должно быть самое простое, самое обычное MP4. Угу, хорошо. Да, это очень важный тоже формат. Отдельно презентацию в PowerPoint нет, вам направляют? Только видео, только видео. Хорошо, хорошо, спасибо. Только видео, и почему только видео? У нас будет сессия с жюри, она будет лайв, и мы будем включать ваше видео. После чего очень важно будет завтра все равно быть подключенными к StreamYard, как делали вчера вечером. Потому что будет Q&A session после питчев, после питчингов, и у жюри могут возникнуть к вам вопросы, и тогда вы будете отвечать на них. А вы отправите нам ссылку на StreamYard, да? Да, конечно, да. Потому что я вчера, по-моему, пропустила. Не помню уже. Мне кажется, я пропустила. Вы можете посмотреть, как это происходило, есть на странице Tackle, и также есть в announcement есть ссылки. Угу, спасибо большое. Можете просмотреть абсолютно все нужные ссылки есть в announcement в Discord. Окей, thank you. Угу. Если есть еще у кого-то вопросы? Моя речень Иван Требер. Саупатер врясся консульте. Скажите, okay. А вот меня интересует один момент там по поводу презентации. Там написано, если есть какая-то уже целевая, ну, там, партнерство, либо уже кого-то заинтересовал идеи и так далее, это нужно вписать в презентацию или как это, подробность? Да, об этом лучше сказать, написать, рассказать, что именно было сделано, и это дает вес вашей презентации. Uh-huh. Это придает вес, я поняла. А нужно обязательно, чтобы это был кто-то партнер из места, где, скажем, ты будешь применять, либо это будет, может быть международный какой-то партнер, который одобрил. Это должно быть релевантно для проекта уже, какие других ограничения не имеет смысла ставить. Хорошо, спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Масюда Кариван Тибер. Okay. Еще я хотела спросить вас по поводу стоимости. Там вот, допустим, вы указываете, ну, в презентации примерно там 10 тысяч, там, миллионов евро, там, допустим. А в какой все-таки валюте нужно указывать стоимость? Стоимость чего? Услуг или маркета? Нет, самого проекта, скажем. Стоимость услуги нужно указывать, и цифра должна быть плюс-минус реалистичной. В какой валюте все равно? Лучше в евро, наверное, потому что это проще переваривается. Угу, я поняла. Хорошо. Окей, тогда, если вопросов больше нет, сюда контрибьютор мой сон. Сейчас, секундочку, у меня есть вопрос. А результаты, когда мы сможем узнать после того, как мы отправляем презентацию? Вечером, после чего пройдут питчинги и жюри. Там где-то плюс-минус час будет. После того, как все закончат питчить, жюри понадобится около получаса-часа, чтобы решить, кто победил. Ну, если мы начинаем завтра в 5, 6, 7, 8, до 9-10 вечера должны быть уже ответы. То есть в этот момент мы можем находиться на связи в Дискорде, и там уже будет все объявлено, да? Да, абсолютно. Угу. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Да, кочуни вам айрин, требери, дупаста, апатиться магазинцам, дискордцам, скрит, смыли, помадоушпи, да, ковреться, примите фидбэк, где-то презентер,
Vă rog că Discord să-mi scrieți și eu cu posibilitate și când sunt liber o să vă încerc să vă răspund și să vă ajut. Mersi mult tuturor, baftă și o seară frumoasă în continuare. Mersi. Mulțumim, seară bună. Mulțumim.